După videoconferința cu Victor Ponta la sediul de partid al PSD Gorj, și-au făcut apariția rând pe rând mai mulți șefi de instituții publice. Directorii au mers la întâlnirea politică în timpul programului și cu mașinile de serviciu. Unii dintre ei au încercat să evite camerele de filmare și au intrat în sediul partidului pe ușa din dos. La plecare, unii dintre directorii care au răspuns apelului PSD au recunoscut că s-a discutat strategia pentru campania din turul 2. De ce ați venit astăzi aici? De ce ați fost chemat? De drag am venit aici. Chemat? Nu, am venit singur. Ce? Pentru ce v-au chemat? Ce vi s-a comunicat? Am venit la prieteni să se întâlnească cu prietenii mei. La PSD? Dar și care-i problema? De ce ați venit? De ce ați venit? Vă iubim pentru că eu fac în acest județ și eu reprezint o părticică mică din actat acestui guvern al României, da? Și eu, ca cetățean al României, da? Rețineți, și ca șef de instituția pe care o reprezint, îl susțin pe Victor Ponta la președinția României, m-ați înțeles? Da, este dreptul meu. Este dreptul meu. Și în timpul zilei și în timpul nopții să particip la orice activitate. Vă rog să țineți cont că avem și sufletul și inima roșie. Au fost însă și directori care au încercat să nege, dar s-au încurcat în motive. Nu, eu sunt... De ce mă întrebați că de ce am fost aici? Doamne. Sunt șefii de concentrate. Nu mâncați, eu am trecut acum pe aici. Ați trecut? Și sunt... Am văzut că ați ieșit din sediu de partidă. Na, de când am trecut. Am venit să-mi plătesc cotizația, vă spun eu. Da, spuneați mai devreme că n-ați fost, că n-ați intrat în sediu de partid și acum ne spuneți că ați intrat. Ba nu, haideți, nu mă luați, că eu de acolo am ieșit, din sediu. Acum am venit, am plătit cotizația. Alții au luat-o pur și simplu la fugă. Dar nu am, de ce ați fost chemat, domn director? Nu am fost chemat, am venit din propria inițiativă. De și ce să vi s-a comunicat? Are legătură cu alegerile, cu turul 2? Nu, nu are legătură cu alegerile. Păi și atunci, de ce nu la Consiliul Județean? De ce nu știu asta. La PSD administrație? Nu e normal să vorbiți la Consiliul Județean? Nu vă pot spune mai multe, nu am ce să vă mai spun. Ați spus ceva despre alegeri? Tine, hai! Spuneți-ne dumneavoastră de ce ați fost chemat? Nu, nu așa de ce? Dar de ce ați fost chemat? Unde fugiți? De ce fugiți, domnul director? De ce ați fost chemat? Băi, rușinea că ați fost? Dar de ce au chemat toți șefii de instituții? De ce? Că nu mai alergăm. Alții au devenit pe loc irascibili când întâlnirile sunt organizate în sediul de partid al PSD. De ce ați venit? Pentru ce v-au chemat? Am fost invitat pentru a rezolva problemele de sănătate ale județului Gorj. La sediul PSD? Da, am fost întrebat dacă am nevoie de sprijin, ce probleme dar sunt. La sediul PSD nu se putea la Consiliul Județean, că DSP-ul aparține... Dar asta ședința a avut loc aici. Ai ceva împotrivă? Vicepreședintele PSD, Ion Călinoiu, șef al Consiliului Județean Gorj, care a organizat trainingul de campanie, a recunoscut că PSD a început campania pentru turul 2. Directorii sunt aceia care au zis că vor să-l susțină pe Victor Ponta și avem nevoie de un cadru organizatoric performant, deoarece ca tot românul sau majoritatea românilor ne dorim să avem un președinte al românilor pentru toți românii. În timp ce directorii erau instruiți de PSD în privința alegerilor, aceștia absentau de la muncă pe motiv că sunt plecați în teren. De gol i-au dat chiar secretarele. Bună ziua, secția de drumuri? Da, spuneți, rog. Cu domnul director Tudor, vă rog, Irina Stoian sunt. Nu este momentan la birou, e în teren. Este în județ? Da, în județ, sigur. Mă așteptau o comisie de la Craiova. Bună ziua. Bună ziua. Irina Stoian sunt, cu domnul director George, vă rog. Nu este în birou momentan. Este în instituție? Este plecat la prefectură, nu este aici. Bună ziua, Casa de Pensii sunteți? Da. Irina Stoian sunt, cu doamna director, vă rog, dacă este, cu doamna Ghimiș. Este la ședință, doamna directoare. La prefectură, după ora 2 se întoarce, da. Aproximativ 30 de șefi de instituții, parlamentari, primari și consilieri au răspuns prezent la apelul liderilor PSD.